așa cum încerc în fiecare activitate, mai ales că suntem în preajma Zilei Naționale a României, 1 decembrie, anul acesta, 99 de ani, la anul centenarul. Noi am început mai multe activități dedicate acestui centenar. Ne înscriem și cu acest concurs sub egida 1 decembrie, așa se numește și cupa, nu? Cupa 1 decembrie. Cupa 1 decembrie. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor, ca de fiecare dată, a fost mereu aproape de cercul militar și de toți șahiștii și cei care îndrăgesc acest sport. Șahiști mai mici, șahiști mai mari. Ne bucurăm că sunteți cu soții prezenți aici. Să primiți premiile, să primiți aplauze pentru bunăvoința dumneavoastră de a participa la concurs. Și să începem cu acest simbol al României, imnul național. Această zi sub diverse forme, inclusiv prin concursuri sportive. Unul din aceste concursuri fiind și concursul de șah, pentru că prin formarea viitorilor șahiști putem duce mai departe standardul României, prin participarea la diverse concursuri interne și internaționale. Ca de obicei, toți concurenții o să primească de Ziua Națională a României un simbol al acestui concurs, iar câștigătorii vor primi diplome, medalii de aur și câte un ajutor nereambursabil bănesc.
copiii vor primi și dulci. Având în vedere că este 1 decembrie, peste câteva zile vine și Moș Nicolae și peste câteva săptămâni Moș Crăciun, așa am zis că se convine ca participanții tineri, cei din ciclul preșcolar, gimnazial și liceal, nu avem, dar cei de așa, să se bucure de sărbătorile de iarnă. Am să începem premierea cu cei mici. Pentru prima dată, am organizat și am decis ca premierea să face pe grupă pregătitoare, ciclu primar și ciclu gimnazial. Am zis ca toți copiii să fie stimulați și pe viitor să pregătească mai intens, să obțină premii mai mari și mai de mare succes. O să începem cu grupa pregătitoare. Avem doi câștigători, un locul 2 și un locul 1. Locul 2, Rares Pelin, de la Școala George Cutoganu. Am să luăm pe domnul Rântu, care fac o parte din sportul de organizare, să facă premierele și împreună cu domnul Rusu. Deci Rares Pelin. Rares Pelin și David Ștefan. Și el am putea să și David Ștefan Tătaru. David Ștefan Tătaru, nu-i nicio? Nu, nu-i Ștefan, pentru Rares. Pentru Rares Pelin, da. David Ștefan Tătaru. Ciclu primar. Locul 3. Alexandru Ștefan Topală. Deci Ștefan, e clasa a 4-a C, școala Episcop Iacov Antonovici. Locul 2. De la Școala de Muzică și Arte Plastice Nicolae Tonița, clasa a 3-a B, Ștefan Colomercea. Aici la mine. Mulțumesc frumos. Și locul 1, clasa a 3-a Școala de Programă, Ioan Cosmin Dugheu. Pardon. La feminin, primar, avem o singură participantă care ocupează locul întâi prin participarea la joc și la concurs cu băieții. Așa, Teodora Munteanu, clasa 1-a, Școala Matura, Școala Matura. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Mai mult! La gimnaziu masculin, tot un premiu întâi avem, Ioan Justin Vasilescu, locul întâi, clasa a 6-a, de la Școala Ambulantică Sfântul de Ian. Vreau să intervin și eu aici, datorită faptului că acest copil a dorit foarte mult o cupă și pe timpul cât a fost jucător, n-a primit-o. Îi satisfac această dorință,
tăluindu-i o cupă din partea mea. Diplome de participare, locul 7. 7. 8. Gabriel Marcea, clasa a doua. Felicitări. Locul 5. Ioan David Mihai, clasa 1. La școala Bazină Părban. Iar cred că va ajunge pe toate. Am de când să le schimez. Poate din asta. Merită. Uita. Da, da, da. Locul 6. Mihnea Răuț, clasa 3-a B, școala Episcop Iacov Antonovici. Locul 7, Alin Gabriel Zavade, clasa 1-a, Părinte Tobeanu, frumos, părinte. E inteligent, dar trebuie... Locul 8, de la școala Episcop Iacov Antonovici, clasa a 3-a C, Antonio Andrei Răducan. După premierea copilașilor, urmează premierea seniorilor. Și la seniori, pentru prima dată, pentru prima dată, am ținut cont și s-a discutat la concursul anterioare și am făcut un clasament pe criteriul vârstei. 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 și peste 75 de ani. E bine? O singură remarcă. E ultimul concurs în care se mai admit participarea de membrii CRP. Deci, l-am informat și pe domnul Mocan, domnul inginer, și domnul Ursu Lucian, cu excepția cadrul militare, toți participanții trebuie să fie membri CRP. O să începem premierea cu peste 75 de ani. O să o iau în ordine inversă. Tineretul... Da, o să mă știe. Da. Locul 3, Gheorghe Nedelu. Nedelu! Locul 2, Aurel Ivașcu. Bravo, cred că toată lumea e mulțumită de felul cum a obținut. Locul 1, Simeon Talpă. Da. Da.
Gata, mulțumim frumos. Gata. 6574. Mențiuni. Vasile Chiper, locul 4. Este. Mai mult. Da. Două ce are din. Locul 3, domnul Mihai Rota. Bravo! Medalia de bronz. Hai, popoare, să nu blocăm aici. Mamă, ce medalie. Da. Aici am venit bursa. Locul 2, domnul Cristian Neculae. Primul emoții. Ce? Am mai fost de multe bune. Ai de bun, nu ține-l crezi. Locul 1. Nechita Neculae. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. 65-64 de ani. Locul 3, Iulian Romașcanu. Locul 2. Domnul Vasile Rebecă. Vasile Rebecă aici? Da, uite. Noi. Da, ținătorul. Locul 1. Vedeți când vin. Domnul Tiberiu Cezar Crăiescu. Masculin 454. Copii. Cătălin Ursu, locul 3. Dar el dacă nu mai a avut așa. Și locul întâi, Leonard Nedercu. Bravo! Sunt din capă. Și la dama de șapă. Și cei mai tineri concurenți. Locul 2, categoria 35-40. Da, locul întâi. Marian Vasile. Campion absolut. Arbitru principal al competiției, domnul inginer, va fi premiat de domnul consilier Râmpu. Are o afinitate principală, așa? Și-a zis că vreau să premiez în mod special. Și mine? Da, domnul Râmpu. Da, domnul Ursul Lucian, îi ofer o creamă toate casele dumneavoastră și să aduc aminte că de 1 decembrie am organizat acest concurs împreună.